Ajunsesem la momentele mai puțin plăcute din carieră, la anumite clipe din în care simți că cedezi sau în care, cum spuneai, timpul părea că s-a oprit pentru tine. Peste toate astea a venit și această perioadă pandemică în care anumite categorii sociale și profesionale au fost foarte afectate. E adevărat că artiștii fac parte din acest perimetru extrem de restricționat și cu mari probleme și mulți dintre ei încearcă să se reconvertească, nu știu în ce să bage banii. Ca noi toți, de altfel, pe undeva, dar mai rău parcă s-a întâmplat în zona asta. Însă, până ajunge să continuăm pe zona asta, să vorbim și de școală online, cum a fost pentru Maria și așa mai departe, hai să încheiem o serie de episoade. După ce a murit, mama ta a murit în 2013, nu? Da, în septembrie. 2013, la 5 ani în distanță a murit tatăl tău, care era angajat în altă relație. Spune-mi cum a fost, ai reușit să te eliberezi la un moment dat, să te împaci? Știu că la un moment dat nu visai și erai foarte afectată, de fapt. Nici acum nu visez. Nu reușești, n-ai reușit să o visezi. Nu, nu. Și îți dai seama că tot așa când trăia ea, dacă spunea cineva, domnule, a murit mama și n-am visat-o sau nu știu ce, domnule, da, ziceam, da, cine știe, lasă, domnule, că ne întâlnim acum, dacă mă întrebi în momentul ăsta, știu că, clar că te uiți la mine și poate ai pretenții să pot să înțeleg, domnule, că viața de apoi. În momentul ăsta dăm voie să spun că sunt extrem de dezamăgită, că eu cred că dacă existau ca sufletul nostru, nu știu, să după ce mor, nu știu unde se ducă, așa, mama venea la mine în vis și spunea măcar... Ai început să-i rezerve că există o lume acolo. Da, adică, știi, înainte îmi plăcea să cred și acum mi-ar plăcea să cred că există... Dumnezeu. Bă, după ce... Și clar, sufletul nostru se duce undeva. Dar din păcate sau din nefericire pentru mine, mama mea nu poate, zic eu, să ajungă măcar în vis. O dată să spună, Dana, nu mai plânge sau, Dana, uite... sunt așa sau o să ne întâlnim sau știi că la un moment dat eram atât de supărată, bă, cum este viața asta, de ce îți dă Dumnezeu un părinte atât de bun, ai o relație atât de frumoasă cu părintele tău, ceea ce este normal până la urmă, părintele pleacă, pleci și tu și nu te mai întâlnești. Adică eu nu cred. Nu știi dacă te mai întâlnești. Dar, păi, este clar. Ai început să crezi mai puțin în Dumnezeu? Sau nu, nu are legătură Dumnezeu cu asta. Nu are legătură. Dumnezeu, eu cred că există, pentru că, cel puțin în cazul meu și din ceea ce văd eu, adică, eu cel puțin cred că există Dumnezeu. Asta nu înseamnă că mă duc la biserică, nu mă mai duc la biserică cum făceam înainte. Dar spun că există. Pentru mine există Dumnezeu, pentru că de foarte multe ori mi-a arătat fața Lui. Sau a arătat că se uită și la noi. Și la mine cu mama. Pentru că cine credea din două fete, că diferența nu era foarte mare între mine și mama mea, amărâte, vai de capul nostru, putem să răzbim, să facem atâtea lucruri frumoase. Adică eu, din punctul meu de vedere, zic că sunt un om cu realizat, în sensul că am o meserie, am o familie, am un copil, am o meserie frumoasă, am, nu știu, adică sunt om, nu am devenit, nu știu, o drogată, o bețivă. Te-ai pierdut. Nu m-am pierdut, pur și simplu a trecut viața pe lângă mine. Și atunci este clar că și faptul că ea a putut să trăiască atâți ani, 33 de ani paralizată, foarte mult, pentru... Câți ani avea când am decedat? 61 și jumătate. Nu în prinț de 62 de ani. Foarte, foarte mult pentru sistemul nostru sanitar, pentru ceea ce era și ceea ce este. A tot ceea ce a fost, de multe ori mi-a dat-o acasă că moare și așa mai departe și a trăit. Adică clar că Dumnezeu ne-a iubit și mă iubește, uite, prin Maria, prin relația pe care o am. Gândește-te că mă uit, nu, în special acum în pandemia asta, tu ai văzut câte divorțuri au fost? Tu ai văzut câți oameni au clacat? Păi da, pentru că în primul rând au fost nevoiți mulți dintre ei să muncească de acasă. Copiii nu s-au mai dus la școli, presiunea asupra cuplurilor a fost uriașă și unii dintre ei care nu erau pregătiți pentru genul ăsta de viață și nu au avut nici mijloace să-și ia bone și așa mai departe și nici ajutor, au clacat. Au clacat, au cedat.
Și lucrurile astea s-au întors împotriva lor. Adică, la un moment dat, când autoritățile astea vor trage linie și când poate această criză pandemică va trece, a trebuit să gândească serios la deciziile pe care le-au luat și la atmosfera pe care au creat-o din diverse rațiuni și la consecințele acestui marketing de multe ori negativ asupra vieții de familie și asupra care s-au repercutat și asupra economiei, vrând nevrând. Păi cum? Această degringolată socială și are și efecte negative în economie. Pe noi acum ne mirăm că trecem prin inflație și că se măresc prețurile și că asta este una. Suportăm multiple crize și pentru că s-au întâmplat astfel de lucruri cu cuplurile. Am intrat cu toți într-un fel de criză sau aproape cu toți. Ei, aici am făcut eu chestia asta de depresie pentru că mi-am dat seama că nu mai vreau să mai... Adică sunt niște semne care mi-am dat... Dar bine că mi-am dat seama. Nu mai vreau să mai ies din pijama. Adică, știi, aveam niște chestii pe care eu nu prea le... Nu mai venea să ieși din casă. Da, nici nu aveam voie să ies din casă. Nu că unde n-ai să ies din casă? Mm-hmm. Când vreau să ies din casă, ori ieșea George, ori ieșea Miu, îți dai seama cu bilet, cu asta, adică... Clar, toată lumea a trecut prin acest lucru, dar fiecare am gestionat aceste lucruri într-un fel anume. Și chestia asta că, bă, ce faci? Că eu, de exemplu, vreo 2 milioane pe dreapta? Asta vreau să spun, că foarte mulți oameni, cred că artiștii, eu când vedeam că, domnule, că aveți bani, că sunteți nenorociți, că nu știu ce, stați un pic să vă explic cum stau lucrurile. Mulți se dau foarte mari. Mulți poate sunt vai de mama lor și după aceea au venit și au... Că până la urmă știi cum e, adevărul iese la un moment dat la suprafață. Unii poate s-au îmbogățit în această pandemie. Unii poate au mers, adică au fost pe aceeași linie de putere. Dar, de exemplu, pentru mine, degeaba aveam agenda plină, n-am mai avut spectacole. Clar că ai niște bani, că doar nu muncesc pe nasturi. Dar din banii aia, dacă tot ei, și nu-i mai pui la loc, se duc. Și nu sunt genul de om care să mă bucur că am ce să mănânc și atât. Adică faptul că eu am ce să mănânc, că am o casă, că am o mașină, ok, dar mai facem și altceva pe lumea asta. Că așa am fost învățată. Băi, mai... N-ai reușit să-ți faci nicio afacere pe lângă industria muzicală? Și asta e o afacere în sine, adică asta era afacerea... Păi asta știu să fac eu. George este impresar, că și el a fost amândoi la fel de... V-ați făcut, la un moment dat, nu știu, Pepe și făcuse... Bine, a avut mari probleme și cu coaforul și cu grădinița. Păi nu am avut și eu coafor și l-am închis. Deci nu poți să faci, în momentul când ești 100% ancorat într-un proiect, în special muzica. Când ești artist, gândește-te studiouri, filmări, televiziuni, concerte, ai și viață de familie, ai și un copil, clar că ai o bonă, dar... Chiar dacă am avut o bonă, bona nu suplinește ceea ce facem noi ca părinți. Adică sunt convinsă că Maria a stat, a fost la grădiniță, a avut un rol foarte important. Bona, că a stat cu ea, dar educație și tot ceea ce ține de Maria, noi amândoi ne-am ocupat și ne ocupăm de ea. Că altfel ne aveam cum. Adică eu n-am făcut copilul ăsta... Deci n-ai apucat, ai încercat să faci un business nu extra? Nu, am încercat. Ce să faci? Ce vrei să deschizi? Da, ce pot să fac? Să vând haine? Nu mă pricep. Eu nu sunt afaceristă. Pentru că dacă ar... Vorba lui George, dacă am o afacere sau dacă ar fi după mine, eu aș face toate lucrurile benevol. Ce merge în România foarte bine, de exemplu? Nu știu ce merge în România foarte bine. Videochat. Am o vârstă la care nu mai pot să fac videochat. Angajați, n-ați investit. Dar nu este nicio, deci nu este nicio rușine să faci afacere. Orice meserie în afară să furi. Dar de ce să faci lucrurile astea când în această pandemie toate țările civilizate și-au ajutat cetățenii? Avem prieteni în Anglia, avem prieteni în Spania, avem prieteni în Italia, în America. Deci toate țările civilizate și-au au ajutat. Au fost niște fonduri alocate pentru cei care, într-adevăr, n-au avut activitate, nu din cauza mea, din cauza acestei pandemii. Și atunci nu era normal ca statul român să facă ceva pentru artiști, dar ceva nu să-ți dea acum și să-ți ia înapoi. Dom'le, n-am putut să cânt pentru că nu s-a cântat, a fost tot închis. Eu sunt o artistă cunoscută sau nu că să urtea, o artistă, mă rog, cu o carieră în spate, cu atestat, adică eu sunt chiar artistă, eu nu am ce să fac și cânt în baie, așa? Da. Și atunci, da,
când s-a făcut acea petiție pentru artiști, a sărit lumea că, mamă, că noi suntem multimilionari sau eu știu ce, pe drepturi de autor noi nu luăm bani, deci sunt niște găuri în sistem. România este o țară în care sunt multe de corectat. Asta este adevărat. Și cu greu, cu o inerție foarte mare, în a aplica niște chestii de bun simț din punctul ăsta de vedere. Și de-aia înțeleg foarte bine condiția artistului în acest moment. Și pentru că mulți trec printr-o perioadă traumatizantă. Dar, bun, am înțeles asta și înțeleg de unde ți-au venit și aceste accesuri. Nu, dar îți dai seama că stai și te gândești, ai, în primul rând, că ai 50 de ani și la 50 de ani eu nu pot să mai aștept ca la 30 de ani sau ca la 80 de ani. Da. Bă, trec ăștia 5, 6 ani, 10 ani și după aceea văd eu ce fac. Am un copil, am o familie. Meseria mea, menirea mea, cam asta este. Clar, repet, aș putea să fac orice altceva. La un moment dat, viața te învață și faci ca să supraviețuiești orice. Te-ai gândit să faci ceva cu George în perioada asta, altceva? Păi, v-ați gândit să plecați din țară, nu știu. Să și la ce să plec din țară? E, și mă, unde să mă merg? Păi, despre asta este vorba. Totuși, de ce să plec din țară pentru unde lucrul ăsta? Totuși, da. Nu unde sunt cunoscută. Țara ta e țara ta, nu mai am 20 de ani să pot să o iau de la capăt. Adică faptul că, ok, am plecat cu niște bani, dar crezi că în altă țară ești un străin până la urmă. Nu știu, nu ne-am gândit la lucrul ăsta, dar eu totuși am privit și partea bună a lucrurilor, că uite, în vară tot așa am mai cântat, mai avem, da, trebuie să se dea, adică trebuie oarecum cei care decid chestia asta, acum se închide, acum faci vaccinul, acum e bine, stai o lună așa, acum vine alt val, acum vine nu știu ce fel de asta, adică chestiile astea negative și presiunea asta pusă asupra oamenilor, care totuși ne mai uităm la televizor, că trebuie să vezi știrile, nu poți să trăiești izolat, să nu știi ce se întâmplă. Și atunci te uiți la niște știri la care vezi ori că au murit, ori că ori nu știu câte au murit. Deci îți dai seama, ori că urmează, ori că e așa, ori că se închide, ori că s-ar putea să îți ia tot ce să faci. Ce putea să faci? Să, nu știu, să fac astea de comandă, da. Ăștia cu mâncarea, deci să, tu să faci mâncare și eu să o duc, cum se numesc ăștia? Delivery. Așa, da, da. Livrează. Da. Să livrezi la domiciliu. La asta nu te-ai gândit. Vom fi nevoiți să trecem prin tot felul de episoade în această perioadă, dar aș reveni un pic la viața ta. Cu tatăl n-ai reușit să mai ții o legătură. Știu că la un moment dat l-am căutat și noi. Nu mai știu dacă eram la Acces Direct sau la Wowbiz, nu mai știu. Și mi-a făcut un mare rău atunci, pentru că el atunci s-a speriat foarte tare. Soția lui adică îți dai seama că a interzis orice fel de disc, de orice fel de relație, iar el fiind bolnav, eu n-am mai putut să am acces la adică să mă pot duce acasă, la el, să-l văd. Dar până atunci nu-l văzuse? Adică... Ba da, dar îți dai seama că atunci s-au speriat oamenii. El era un tip foarte retras, el nu a fost niciodată de acord ca eu să fiu cântăreață, niciodată de acord cu ceea ce se întâmplă în showbiz, avea o părere foarte... Nu proastă, dar îmi spunea ce asta e meserie, cântăreț, și pe undeva vezi că a avut dreptate. Fă, domnule, termină o facultate cu o meserie la bază și faci muzică cât îți place și după aceea ești nu știu ce. Îmi explica. Clar, când eram la 20 de ani, nu că nu țineam cont, dar eram cu mama. Mama spunea, las că știu eu ce fac, că Dana e așa, facem așa, o să fie așa, o să dragă așa. El râdea, spunea, pe ce șanse aveți voi că tu ești paralizat, Dănuța... Ca să faci muzică, să trebuie să faci. Stai să înțeleg. Deși ești făcuse o altă relație, totuși vă mai vedeați? Da, că venea, nu des. Au fost perioade în care a venea, adică ținea legătura cu noi. Nu pot să spun că tatăl meu m-a abandonat. Mi-a trimis pensia alimentară până la 18 ani. Tatăl meu nu m-a abandonat niciodată. Faptul că n-am mai putut să mai... Probabil să vină cum vroia, dar avea altă familie, eu am înțeles foarte clar. Deci presiunea presei l-a speriat. Da, foarte tare. Și din acel moment n-ai mai putut... S-au încheiat toate relații, adică toată relația pe care am avut-o și probabil că și din acest motiv când a murit, n-au vrut să-mi spună că au crezut că vine presa, că îl dă mort pe în ziar, că tu nu știi cum la mormântare te film... Deci, practic, ăsta a fost motivul pentru care nu te-au chemat, nu te-a chemat Da. Da, s-a supărat foarte tare că l-a căutat presa, s-a supărat foarte tare că... Și te-au considerat vinovată? Păi,
Acum probabil că au înțeles că nu că sunt vinovată. De ce să fiu vinovată? Asta nu înțeleg. Păi, da, ce da, ca să tu? Nu înțelegi trebuie să fii din domeniu sau să vezi puțin mai departe sau să... Acum sunt convinsă că sora mea a înțeles, că nu am avut nicio vină, că asta este când ești persoană publică, clar că se vine la pachet cu lucruri bune și cu lucruri mai puțin... Plăcute. Bune sau plăcute. Și clar că... Dar n-am înțeles de ce l-ați căutat pe tata, adică nu înțelegeam de ce. Nu mai țin minte niciun textul, dar crede-mă. Însă în sfârșit. Știu că au existat echipe care l-au căutat. Da, și numai, îți dai seama că, cum am simțit. Noi sau și concurenții. Cum am simțit eu cu mama când m-am uitat la televizor și a spus că, mă rog, a ieșit probabil că soția sau nu știu cine. Și a spus că eu nu sunt copilul lui, că nu știu ce. Îți dai seama. Și orgolile... A fost o perioadă în care tabloidul domina tot și au existat excese în zona tabloidului. Asta e clar. Dar... Mie îmi spui... Da, au fost tot felul de momente în care s-au întâmplat lucruri și eu am încercat pe cât posibil cu stilul meu să nu calc pe, să nu distrug oameni. Însă au fost situații în care lucrurile au mai scăpat de sub control. Nu știu dacă aici, nu mai țin minte exact care era contextul, probabil se aflase că tatăl tău există, pentru că la un punct a fost un personaj care era extrem de misterios și despre care nu se știa nimic. Și în momentul în care cineva, printr-un pont, a furnizat detalii legate de unde e și că are o altă familie, toată presa s-a repezit. Adică era o bătălie în care toată lumea lupta pentru orice poveste de genul ăsta. No. Probabil fără să gândească exact, fără să știe exact care a fost natura relației între voi. Eu nici nu știam atunci că voi mai vorbeați sau că aveați o relație și așa mai departe. Nu, îți dai seama că m-a afectat foarte practic, tare. Practic, mai participat la mormântarea tatălui tău. Păi nu, s-au întâmplat lucrurile puțin mai devreme. Când trea mama, nu a venit la botezul Mariei. L-am sunat când am născut și n-a vrut să mi-l dea la telefon. Îți dau un exemplu. Adică soția lui a interzis să vorbească? Nu știu cu ce a fost, dar important este că... A decedat, n-am știut și m-a afectat foarte tare că nu am putut foarte tare. Adică am rămas așa cu o chestie. De ce, de ce, da, de ce, da, cum... Te-ai dus la mormântul lui? Nu, deocamdată. Uh-huh. Nu. Nu. E în, nu mai știu, știu că stă undeva prin Ardeal, parcă? Nu, nu, stau în București. A, tot în București. Da, deci vezi că nici mai știu vârsta. Da, e, nu vârsta, nu, dar nu contează. Tot. Știi ce se întâmplă, Mădălin? Lumea trebuie să înțeleagă și asta cred că trebuie să înțeleagă toată lumea. În momentul când ești într-o relație și te desparți, nu poți să hărțuiești, deci asta mi-a spus mama, domnule, are altă familie. Nu poți să hărțuiești omul, a fost căsătorit cu mine, ești tu, și copilul este robit. Nu este obligat, nu e nimic. Ați plătit pensia alimentară, la revedere și un plas verde. Nu. Aici nu, eu nu sunt la acord. Nu, stai să-ți explic. Adică, dacă, de exemplu... Dar înțeleg că nu trebuie să-l obligi să mai aibă aceeași relație, nu știu... Păi, dar nu poți, adică tu nu... A. Sau, de exemplu, eu acum nu pot să mă duc peste fostul meu soț sau George peste fosta soție. Că am fost noi odată căsătoriți, nu știu... Dacă ai o relație, adică dacă tu ai acum o altă familie, nu poți să deranjezi familia. Faptul că tu vrei să-ți vezi copiii, pentru că copiii nu poți să-i ștergi cu buretele, e cu totul altceva. Dar nu poți acum să vin eu, fosta ta nevastă, la tine în casă și păi, trăim atunci toți. Din cum păcate, ești prin România. Bănuiesc că așa e peste tot, da? Da. Sau la alt nivel. Se întâmplă. Oamenii se despart urât în general. În proporție de 80%, 80-90% se despart urât. Și din păcate, mai ales când sunt copii, ei suferă și rămân cu tot felul de traume. Mă uit și acum, sunt tot felul de scandaluri publice în care nu înțeleg de ce sunt băgați copiii la mijloc și sunt folosiți pentru a impresiona pe cineva anume. A rămas această manie sau manieră... Dar asta este, cred că și valabil și afară. Și în afară. Adică copilul... Asta. Te poate salva sau te poate... Deci e un fel de, nu știu, de... Un fel de ceva așa, o minge... Ia, dacă să-l folosești ca folosești, mijloc pentru a da, nu, slăvi adversarul e o prostie. Este asta zic și eu, adică nu poți să... Bun. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. O să, știu că ai pierdut și sarcini, că ai muncit trei, mult. Da, n-am muncit mult. Sau mă rog, aveai senzația că nu mai poți să am avut senzația la un moment dat dacă nu capăt. Mai pot să mai ai un copil. Vreo trei întrebări până la final.
Câți bani ai dat pe operații estetice, dar nu mă refer la chestiile banale, injectări în buze, în obraș. Nu. Deci la sine am 3 operații și fiecare operație m-a costat cam 4.000-4.500 de euro. Și ai zis că ți-ai mai făcut ceva la nas la un moment dat. Da, dar nu pot să spun că am plătit, pentru că n-am făcut cine știe ce. 200-300 de euro au fost ofiță. Dar sunt într-adevăr m-au costat. 12.000 de euro. Da. 12.000 de euro. Mai bine făceam altceva cu ei, dar în sfârșit. Asta. Dacă te-ai simțit mai bine făcându-ți-le... Da, nu-mi pare rău de tot ce am făcut, pentru că am făcut. Sunt femei care la un moment dat regretă. Nu regret nimic. Ai avut probleme după intervențiile acestei? Și acum trebuie să-mi schimb protezele. Da? Da. Adică singurul regret al meu este că nu e o chestie dintre asta. Băi, îți faci acum și rămâi cu ele așa. De unde? Din când în când mai dai la pompă. Mai... Nu știu cine. Marina Voica? Nu știu cine, nu. Din muzica populară. Spunea că are implanturi de 25 de ani și că nu are probleme de când. Dar și le făcuse în Canada. Da. Poate că era una dintre puținele care au reușit să aibă o intervenție de genul ăsta super ok. Spuneam că te întreb dacă n-ai mai fi cu George, ți-ai dori să fii cu vreun bărbat anume? Nu, cred că... Ai vreun ăsta imaginar? Nu. Întotdeauna... Ești fan al vreunui actor de la Hollywood? Nu, am avut, am și eu idol și asta, dar, de exemplu, ți-am spus că am 2 idoli, Michael Jackson și Madonna, dar pot să spun acum asta, nici cu George Michael mi-a plăcut. Dar ăla săracu a murit și dintre, dintre mine și tine te-ar fi ales pe tine, deci nu pot, nu tânjesc după niște lucruri așa, că vreau... George e bun, că e acasă. Nu că George este bun. Pe George îl iubesc. Asta este tot ce contează. Exact. Pe George îl iubesc. Este extrem de important. Asta este cel mai important pentru mine. Și toți care au tentații sau... Nu că au tentație. Au totuși relații solide, trebuie să se gândească la asta. Pe bune, da. Deci când ai o relație, trebuie să te gândești ce ai acasă. Asta e părerea mea, dar ți-am zis că depinde de la caz la caz. Vreau să vorbesc de Maria un pic. Are talent muzical? Are chemare pentru industria asta? Mai cântă. Cântă, dar e prea mică ca să pot spune eu de acum dacă da sau nu. Îi place să danseze. Are de la BTS, e o formație coreană are foarte așa. Are colaborări cu televiziunea în acest moment. Se duce spre zona asta. Da, îi place. Dar eu vreau să facă ceea ce își dorește ea. Atât. Nu pot eu să-ți spun în momentul ăsta... Televiziunea se va schimba și ea. Păi cred că nu o să mai existe foarte, foarte, foarte... Când va fi Maria Mare, probabil că online-ul... Oricum, că... comunicarea rămâne. Marketingul... Asta rămâne, dar... Și comunicarea de tip mass media se va modifica și ea, va fi o revoluție. Da. Asta nu înseamnă că nu poate activa pe online. Nu vor fi platforme în care să-și găsească locul. Ba da. E o fată foarte deșteaptă, felicitări oricum. Amândouă la ție și lui George pentru cum ați crescut-o. Mulțumim. E un copil din deosebit, ce puțin așa pare și sunt convins că este. Și sper din tot sufletul să reușească în tot ceea ce și-a propus. Cum ți s-a părut școala online? Suntem la final. Nenorocire. O nenorocire. Adică din punctul meu și a Mariei, dacă era, spunea același lucru. Pentru că prima dată s-a bucurat că nu se mai duce, că nu se mai trezește dimineața și pe aceea și-a dat seama că nu face materia. Și de aici a început chestia asta, mami vreau la școală, acum face școala fizic și plus că este și la after school și pot să spun că este o elevă bună. Da. Bun, încă o dată felicitări, mulțumesc foarte mult, Daniela. Mulțumesc. Am abordat foarte, foarte, foarte multe lucruri în seara asta, îți mulțumesc pentru sinceritate, ca de obicei. Sper să vă văd în curând într-o formulă completă în platoul nostru și de ce nu te gândești să, nu știu, să intri în TV, să modelezi. Da. Aș vrea să fac ceva în televiziune pentru că consider că putem face lucruri sau pot face lucruri frumoase. Ce emisiune despre, nu știu, profesoara de sex? Nu. Era Nadine cu alea, nu. Poate că românii nu mai este momentul meu profesoară de sex, dar pot face multe lucruri care consider că poate chiar legate de muzică, de interes, adică niște lucruri frumoase de la care lumea să aibă de ce să vină, de ce să se uite cu conținut, adică nu fac o prostie doar ca să fac, să mă apuc și eu să fac. Nu, să fac ceva, că sunt mii de proiecte pe care le poți face. Ce să-ți doresc? Poate să fim colegi.
E bine, mâine seară ne revedem de la ora 21. E o săptămână în care mulți artiști sau artiștii vor fi în principal invitați aici în studio, pentru că reprezintă o categorie extrem de importantă pentru sufletul românesc, pentru că e o săptămână în care ne amintim că România ar trebui să aibă un loc special în lumea asta, că poate momentul să se trezească, să-și ia viața în mâini și să impună, până la urmă, și celor care gestionează realitățile noastre, să ia decizii, în primul rând, pentru noi cei de aici. Artiștii sunt în continuare un vehicul important de imagine și vom folosi din această săptămână numai bine.